Bună ziua! Astăzi vom aborda o temă puțin mai neobișnuită pentru emisiunile de pe plan local, calitatea vieții. O temă care nu poate fi discutată într-o emisiune exhaustiv, pentru că nu se înscrie nicio paradigmă psihologică sau socială. Percepția despre calitatea vieții este diferită de la om la om, cum spun cei de la OMS, de la, chiar nu mai știu care dintre ei a dat această definiție. Calitatea vieții este în funcție de percepția fiecărui individ în raport cu viața lui, dar și în raport cu cultura, cu religia, cu așteptările lui de la viață. Pentru a discuta cât mai aplicat acest subiect, am invitat alături de noi un domn tânăr psiholog pe care am să-l las să se prezinte. Bună ziua! Bună ziua, domnule Robert. Măzăreanu Savu Mihai sunt, psiholog în Securitate Națională, în transporturi, pentru psihologia muncii, dar și în clinică, acum în supervizare. Am făcut o facultate în primă fază de terapie ocupațională, terapie ocupațională și kinetoterapie. După m-am axat și pe psihologie, apoi master la resurse umane și criminalistică la București. Acum vom discuta despre acest subiect, calitatea vieții, de ce? Am destul de mulți pacienți și nu numai pacienți, și până la urmă oameni cunoscuți în care găsesc o anxietate în viața de zi cu zi. Frica de a trăi, gânduri negative, tot felul de limitări pe care noi oamenii le avem. De ce? Pentru că noi nu știm de fapt și de drept, sau nu cunoaștem, mai bine spus, cum să facem, când să facem, de ce să facem, ce înseamnă de fapt viața mea personală și cu ce scop sunt eu aici pe pământ. Asta este un subiect care mie îmi place foarte mult, pentru că calitatea vieții depinde de tine, dar într-adevăr, foarte corect spus, că e vorba și despre percepții și perspective diferite. Acum am o vorbă pe care am auzit-o, nu mai știu exact de unde, dar mie îmi place la fel foarte mult. Cel mai mare dușman al omului este chiar el însuși. Noi ne punem limite, noi ne trântim ușile în nas, noi ne facem rău cu mâna noastră. De ce? Pentru că în mare parte noi nu cunoaștem ce înseamnă vicii. Ce înseamnă vicii? Ce înseamnă hobby-uri? Noi avem de foarte multe ori foarte multe vicii pe care le activăm în viața noastră, neavând hobby-uri, activități pe care să le facem cu drag, activități pe care să le facem în așa fel încât să evoluăm, atât pe plan spiritual, pe plan emoțional, pe plan financiar sau chiar și pe plan de autodezvoltare, autodidact. Da? Pentru că noi putem să ne facem foarte mult rău, atât nouă, cât și celor din jur, atât nouă, cât și animalelor, cât și mediului înconjurător. Calitatea vieții este clar că ține de percepții. În primul rând ține de targeturile care ne le punem fiecare, unde vrem să ajungem. Dacă noi suntem persoane mediocre, targetul nostru este o garsonieră și, știu eu, un salar puțin mai mare decât mediul pe economie. Dacă am atins acest target, calitatea vieții noastre este perfectă. Dacă suntem persoane, nu știu, mai suspuse în societate, la fel, targetul este din ce în ce mai mare. Deci e mult mai dificil să ai o calitate bună a vieții dacă ai așteptări mari de la tine. Da, este posibil să ai așteptări mari de la tine, este posibil să ai așteptări mari de la alții, dar atunci când avem așteptări mari de la alții, trebuie să ne și asumăm, să ne și asumăm că am putea fi dezamăgiți. De foarte multe ori se întâmplă să ai o prietenie, să ai o relație familială foarte frumoasă până la un moment dat. Dar trebuie să fim conștienți de un lucru. Noi oamenii suntem singuri pe pământ de când ne naștem până când murim. Noi cu noi suntem. Omul mai devreme sau mai târziu pleacă din viața ta, fie că e despărțire, fie că e deces, fie că e incompatibilitate sau fie că e distanță. În schimb, tu cu tine ești de când te naști până când mori
și așa cum ai grijă de tine, așa te ai. De asta e important să te cunoști, să te respecti, să te iubești, să te înțelegi, ca să știi când să spui start sau stop, se merită sau nu se merită, e bine sau nu este bine ceea ce fac sau ceea ce aleg sau ceea ce gândesc. Se întâmplă de foarte multe ori să nu conștientizăm, dar uite că ați pus preț pe o chestie foarte frumoasă, pe o idee bună, în care ați spus de target, da? Cu o garsonieră, cu un salar minim pe economie sau nu știu, indiferent. Aici se fac niște discrepanțe destul de mari în societate, da? În care ăla are, nu știu, o X mașină sau poate că nu are, stă în chirie la apartamentul respectiv și nu are o stare financiară excepțională. Da, într-adevăr, diferă oamenii, dar nu trebuie să-i criticăm, nu trebuie să-i judecăm. De ce? Pentru că avem, noi oamenii ne asemănăm, dar nu suntem identici. Fiecare om are experiențe diferite, are trăiri diferite, are gânduri diferite. E foarte corect ceea ce spuneți. Se observă în societate o diferență foarte mare de targetare. Nu știu, dacă luăm, de exemplu, comunitatea romilor, ei, calitatea vieții depinde foarte mult de un element care îl denumesc, între ghilimele, fală. Ei trebuie să aibă lucruri chiar dacă nu le folosesc. Și totdeauna ei se pun în comparație cu mediul înconjurător. Deci mediul înconjurător are o influență foarte mare asupra calității vieții lor. Pe când la un cioban de la o stână, de la noi, calitatea vieții nu se mai raportează la mediul înconjurător, se raportează la propriile nevoi. Da. Și așa mai departe. Străbunica mea, Dumnezeu să o ierte, două războaie, șase clase, un om simplu, avea o vorbă. În viață este foarte important să știi să pierzi. Este într-adevăr foarte important. Și iarăși aici se raportează calitatea vieții. Dacă nu știi să pierzi, calitatea vieții tale este foarte diminuată. Pentru că totdeauna avea foarte multe frustrări. Cum poate un om să facă un echilibru între influența mediului, propriile percepții despre el și inevitabila pierdere care o ai din când în când? Ia să-mi spuneți de data asta, că vreau eu să întreb. Există femeie fără bărbat? Da. Există femeie fără bărbat pe moment? Dacă ar fi să ne ducem în termen... În noua percepție europeană există și femeie care s-a născut în corp de bărbat. Percepțiile sunt diferite. Acum depinde din ce unghi privești problema. Bine, există stânga fără dreapta? Dacă n-ar exista dreapta, nu ar exista stânga. Dacă n-ar exista sus, nu ar exista jos. Dacă n-ar exista bine, n-ar exista rău. Dacă n-ar exista negru, n-ar exista alb și așa mai departe. Uite, inspirație, dar și expirație, da? Pentru că în viață este vorba despre un echilibru. Un lucru foarte frumos și foarte plăcut, ceea ce vorbim astăzi aici, pentru că și deoarece, cred că un șut în fund poate reprezenta un pas înainte dacă știi să-l iei. Să-l pierzi. Da. Deci dacă știi să-l iei, pentru că dacă nu știi să iei un șut în fund, în momentul ăla e posibil să cazi într-o prăpastie, să-ți fie mai greu. Da? În momentul în care ai căzut în prăpastia respectivă, poate fi mult mai greu să ajungi sau eventual să pleci din prăpastia aia, să ajungi măcar la același nivel de la care ai plecat. Ei bine, dacă știi să iei șutul respectiv, e posibil cu adevărat să faci un pas înainte. Pentru că este și o vorbă. Și vorba respectivă spune așa. Cum era vorba asta? Echilibru între bine și rău? Nu, e o vorbă prin care se spune așa. Era o vorbă și spune așa. Vremurile grele fac oameni puternici, oamenii puternici fac vremuri ușoare, vremurile ușoare fac oameni slabi, oamenii slabi fac vremuri grele și tot așa e un ciclu. Un ciclu pe care îl regăsim și în viața de zi cu zi, o secundă tot un ciclu are, o zi, un ciclu, o săptămână, o lună. Până și acest interviu, tot un ciclu este, are început și are sfârșit.
Nu știm ce se va întâmpla după sfârșitul acestui interviu, dar știm că trăim în prezent. Filosofia, psihologia maiașă spune că fiecare sfârșit este un nou început. Da, exact. Fiecare sfârșit reprezintă un nou început și este foarte adevărat. Nu există să termini ceva fără să începe altceva. Până și viața la fel. Viața asta este bazată pe a te naște, a trăi și a muri. Noi nu știm ce se întâmplă după, cu adevărat. Da, sunt foarte multe teorii, nu pot să intru în detalii pentru că din nou vorbim despre perspective și percepții diferite și este bine să respectăm fiecare percepție și fiecare perspectivă pe care omul o are. Atâta timp cât nu face rău, prin comportament sau prin alegeri, fă tot ce poți să faci, pentru că viața este scurtă, avem o singură viață conștientă, nu știm ce se întâmplă după, așa că fă tot ce poți să faci, să faci bine. Să faci bine în așa fel încât să nu faci rău animalelor, mediului înconjurător, să nu faci rău oamenilor din jurul tău, dar să nu-ți faci rău ție. Pentru că așa cum ai grijă de tine, așa te ai. Despre această percepție a calității vieții și de cum ajunge fiecare la acest nivel de calitate superioară a vieții, diferă foarte mult între culturi. Nu știu, cei care sunt mai religioși, calitatea vieții trebuie să fie foarte mult în alb și foarte puțin în negru. Pentru popoarele asiatice au acel yin și yang, în care nu doar că este alb și negru, este și o leacă de negru în alb și o leacă de așa. Diferă foarte mult de la popor la popor, de la religie la religie. Care ar fi, deși nu există o definiție clară a normalității, a idealului, care ar fi idealul pentru a avea o calitate a vieții cât mai bună? Spre ce trebuie să ne orientăm? Frumos întrebat. Ar putea fi totuși un răspuns la această întrebare. E bună filozofia cu mult alb și puțin negru? Da, e bună, da, cea, foarte bine, foarte bine. E bună cea cu echilibrat alb-negru? E foarte bună. Bine atât ce ține de religie, cât ce ține și de yin și de yang și de Buddha și de tot ce ține în viața asta atât timp cât îți oferă echilibru și respect, demnitate, onestitate, integritate, înțelegere și mai ales iubire. Iubire atât față de propria ta persoană, cât și iubire față de aproapele tău, pentru că nu știu dacă e bine neapărat să spun treaba asta aici, dar din punctul meu de vedere, omul este, ar putea fi, dar în general este, un diavol pe pământ sau un înger pe pământ în funcție de gânduri, alegeri, decizii, în funcție de acțiuni. Noi putem să facem foarte mult rău. Putem să facem foarte mult rău și facem cu brio pentru că e mai ușor să faci rău decât să faci bine. Ai poate beneficii mai mari, ai poate beneficii pe moment. Problema e că vin și consecințele la un moment dat. Și e posibil ca aceste consecințe să vină mult mai mari decât ar fi fost sau decât au fost beneficiile anterioare. Și de asta spun că e important să trăim într-o conexiune unii cu alții. Pe lângă conexiunea asta în care ar fi indicat să o avem și să o trăim, ar fi de asemenea indicat că nu trebuie nimic până la urma urmei, ar fi indicat să putem să înțelegem că echilibru e foarte important. Ce sfat, deși psihologul nu dă sfaturi, ce sfat ați dat dumneavoastră oamenilor, câteva sugestii pentru a-și ridica calitatea vieții? Da, uite frumos, exact ce am început să vorbim la început, despre vicii, despre oameni pe care avem, fie că e familie, fie că sunt prieteni, fie că sunt tot felul de anturaje sau cunoștințe. Cred că este indicat să putem face o mică curățare, o mică curățare în ceea ce ține de oameni care nu aduc sau nu ne aduc un beneficiu din punct de vedere al evoluției noastre personale. Da? Pentru că de multe ori ne complacem, da?
în niște medii obișnuite, nouă. Ne obișnuim cu aceste persoane și spunem că este bine. Sunt foarte multe relații abuzive în ziua de azi. Relații abuzive atât din partea bărbatului pentru femeie, atât din partea femeii pentru bărbat. Nu există comunicare eficientă, sunt mai multe tipuri de comunicare, da? Dar dintre care două principale. Există comunicare eficientă și comunicare ineficientă. De cele mai multe ori, comunicarea ineficientă își face apariția, pentru că e mai ușor să zbieri, să urli, să spui, să înjuri, să ba, da? Dar parcă e mai de bun simț să poți să comunici eficient cu un om și să-i spui: domne, mă deranjează treaba asta, nu-mi face bine, mă face să mă simt rău, nu-mi este benefic sau nu ne este benefic. Da? În primul și în primul rând este comunicarea. Dar cum poți să comunici în momentul în care nu te cunoști? Și ca și, nu știu dacă e să pot să spun neapărat sfat, ar fi ca omul să se cunoască pe el însuși, să se respecte, să se înțeleagă și să înțeleagă cât de important este să își ofere valoare. Pentru că dacă nu-ți oferi tu valoare, asumă-ți să-ți pună alții valoarea din perspectiva lor de asemenea. Dacă tu nu te cunoști, eu cum să te cunosc? Dacă tu nu te respecti, eu cum să te respect? Dacă tu nu te iubești, eu cum ajung să te iubesc? Și așa mai departe. Discuții. Plus viciile. Viciile. Da? Suntem tentați să avem tot felul de vicii, mai ales anturajele din ziua de astăzi. Copiii, adolescenții sunt tentați să meargă la jocuri de noroc, sunt tentați să meargă să, nu știu, să consume. Să consume tot felul de substanțe, da? De ce? Pentru că îți oferă o satisfacție de moment, exact ceea ce am spus anterior. Îți oferă o satisfacție de moment, dar vin dezavantajele. Pentru că asta este gândirea pe care, nu știu, ori am fost influențați să gândim așa, ori așa am fost obișnuiți, să gândim doar pe termen scurt. La fel când e vorba despre un ban, da? Avem un ban pus deoparte. Ce fac cu banul? Gata, mă duc la magazin, mă duc la shopping, mă duc să na, sunt bine acum. Da? În loc să mă gândesc pe termen lung, să înțelegi ce înseamnă o investiție, să înțelegi ce înseamnă un stil de viață sănătos, un stil de viață echilibrat. Sportul, din punctul meu de vedere, este viață. Indiferent de sport, poți să faci lupte, poți să faci să joci fotbal, poți să faci canotaj, cu motocicleta, cu bicicleta, ce vrei tu să faci, dar fă sport, pentru că sportul îți dă o viață echilibrată, te învață să fii curat, igienă, da? Și poate chiar și respectul față de o echipă. Da? Sunt sporturi în care ești tu cu adversarul, da? Dar sunt și sporturi și jocuri în care ești într-o echipă, contra alte echipe. Deci, în general, este vorba despre autocunoaștere, dorința de a evolua, calitatea vieții depinde de tine și contează foarte mult să te cunoști, să știi cine ești, să-ți cunoști potențialul, pentru că dacă nu-l cunoști tu, cine o să-l ți-l cunoască? Pentru că, uite, și aici, când ne prezentăm în fața oamenilor, dacă am avea emoții, dacă ne-am pune limite noi, da? Atunci ce am mai face? S-ar uita cineva? Și chiar și așa, eu recomand oamenilor să se dezvolte, să citească, să discute între ei, să fie mai multe conexiuni, mai mult networking, să mai ieși în oraș, dar nu să ieși în oraș să mergi în club, să mergi în club și să te destrăbălezi în ultimul hal. Nu e asta distracția. Distracția poate să fie și dacă mergi pe munte la plimbare. Avem atât de mulți munți în jur și dealuri și așa mai departe. Oare câți oameni au fost la trei căldări? Dar să și respecte natura. Pentru că nu mergi la iarbă verde și lași tot felul de gunoaie, nu mergi pe munte și arunci o pungă de asta de la un croissant sau de la nu știu ce. Nu? E vorba despre respectul reciproc. Respectul reciproc, în primul rând, și echilibru. Da, este foarte bine ceea ce spuneți dumneavoastră. Aș spune în completare, nu în completare, ca o traducere a ceea ce a spus invitatul meu. Nu ar fi rău pentru partea de comunicare să încercați să găsiți
soluții sau să le citiți pe internet undeva. Cum să criticați pe cineva fără să aduceți injurii? Cum să vă exprimați o nemulțumire față de cineva fără să-l jicniți? Pentru că automat vă vine un feedback și de acolo v-ați stricat și ziua și calitatea vieții. Dacă puneți problema corect în comunicare, cum spunea domnul psiholog, atunci veți avea și un feedback corect. Pentru că comunicarea asta înseamnă transmis un mesaj și îți vine și feedback-ul de la el. La fel și cu echilibru. Dacă tu respecti tot ce este în jurul tău, automat te respecti și pe tine. Îți crește automat stima față de sine. Toate lucrurile vin altfel în momentul în care aveți respectul, tot ce înseamnă respectul. Un concept cam dus în desuet în zilele noastre, dar depindem toți de el. Și un astfel de echilibru cred că ne-ar fi util tuturor. La fel cum spunea și de partea de sport, tot o mică traducere, te învață în primul rând să ai lucruri care să le faci ritmic. Când faci lucruri ritmice, automat te învață viața să ai o gândire mai șahistică, nu ca la table. Gândești câteva mutări în față, mai ai un program de făcut în viața ta, ai niște lucruri, trebuie să fii disciplinat, trebuie să simți ce înseamnă efortul, automat făcând tu toate aceste lucruri, le respecti la alții care le fac și ușor, ușor intri într-o comuniune și cu tine și cu cei din jur. Și într-o normalitate. Pentru că, e uite, complicat cu normalitatea, încă n-a reușit să o definească nimeni, dar... Uite, asta, acum, pe un perete, la mănăstirea Pângărați, scrie așa: vor veni vremuri când normalitatea va părea anormală, iar anormalitatea va părea normală. Acum depinde, nu există niciun psiholog, niciun sociolog în istoria omenirii care să fi dat o definiție la normalitate. Corect. Pentru că normalitatea depinde foarte, foarte, foarte mult de culturi, de comunități, de... La noi este normal să mergem la nuntă și când mergem la nuntă aplaudăm mâncarea. În cultura asiatică ei spun că nu trăiești ca să mănânci, ci mănânci ca să trăiești. Deci diferă foarte mult de la o cultură la alta cum se văd aceste lucruri. Dar de asta e și foarte complicat să definești o normalitate. Normalitatea, e, oricum ar fi, în general, cred că e dată de mediu, de mediu înconjurător. E dată de mediu înconjurător, dar e totuși dată de cât plus valoare aduci tu omenirii. Cât plus valoare aduci în momentul în care te întâlnești cu cineva. Când ai o discuție cu un om, cum ajungi în punctul în care să ai și tu niște beneficii pe care să le oferi, dar să le și primești? Pentru că prima dată oferi ca să primești. Prima dată oferi ca să primești. Asta se întâmplă și într-o afacere, asta se întâmplă poate că și într-o relație, indiferent de ce tip de relație, da? Poate să fie relație între un bărbat și o femeie, sau o relație de prietenie, sau o relație de amiciție, sau o relație de colaborare și așa mai departe. Oferi niște servicii ca să primești niște venituri, da? Dar cu cât cunoști mai bine sistemul respectiv, cu atât va fi mai ușor să-l controlezi tu pe el, nu să te controleze sistemul pe tine. Ceea ce aici m-am referit în mare parte la alimentație. Da, noi nu știm, noi nu avem idee ce înseamnă carbohidrați, grăsimi saturate, nesaturate, ce înseamnă proteine, câtă proteină să mănânc, de ce să mă apuc eu de sală că mă fac prea mare. Dar ce Ștefan cel Mare avea? El avea? Da, dar oricum cam, avea. Cam așa se pune problema. Înțeleg ce vreți să spuneți dumneavoastră. În final, cred că foarte multe lucruri care țin și de calitatea vieții, pentru că vorbeați aici și de cum se spune, schimbul acesta în natură de informații, servicii, bani și așa mai departe, depinde și de educație.
Pentru că dacă eu nu sunt educat și nu înțeleg că acest birou la care stau, o mulțime de oameni au muncit, o mulțime de oameni au gândit cum să facă palul ăsta, o mulțime de oameni, pentru haina care o am pe mine, o mulțime de oameni au gândit, o mulțime de oameni, dacă nu înțeleg că toți oamenii au contribuit la starea mea de bine, exact, la haina care o am pe mine, la scaunul pe care stau, nu voi reuși să-i respect și automat lipsa de respect aduce altă lipsă de respect. Foarte feedback. Adevărat. Foarte adevărat. Și asta țin de educație. Pentru că dacă eu nu sunt o persoană informată din punct de vedere educațional, nu voi înțelege ce eforturi au făcut ceilalți, au făcut ceilalți oameni. Exact despre echilibru. Dacă nu sunt educat, înseamnă că nu sunt educat, sunt needucat. Dacă nu sunt echilibrat, înseamnă că sunt dezechilibrat. Dacă nu sunt un om bun, înseamnă că sunt un om rău. Și așa mai departe. Deci este vorba despre un echilibru și dacă vom, nu știu dacă ați văzut, dar sper să nu aveți nevoie sau să fie cazul să vedeți așa ceva, un om conectat la aparate. Nu la păcănele, da? Un om conectat la aparate, la EKG. Cam aceeași stare au. Da, da, cam aceeași stare ar putea fi spus că ar avea. Un om conectat la aparate, la EKG, atunci când vezi pulsația inimii, până și inima, e primul indiciu pe care ți-l dă viața. Inima spune așa, sus, jos, sus, drept, sus, jos, sus, drept. Da? Deci, din nou, este vorba de un echilibru. În momentul în care e totuși prea mult echilibru, e posibil să vină prea mult timp linia aia dreaptă. Dar ce facem? Ce facem să ne fie mai bine facem așa, cu noi? Ne dezvoltăm personal. Poate că ar fi indicat să mai punem mâna pe o carte de dezvoltare personală, să punem mâna pe o carte de educație financiară. Poate și spirituală, depinde de la om la om, da? Ne dezvoltăm, comunicăm, evoluăm în primul rând, dar și facem sport. Lăsăm viciile la o parte, pentru că viciile sunt făcute strict, nu? Strict ca afacere. Alimentația asta nu ne crește calitatea vieții cu viciile. Cum ne crește sau cum? Nu, zic, nu ar putea să ne crească calitatea vieții în funcție de vicii, dacă eu am, nu știu, vicii mai multe. Da. Și eu mă simt foarte bine cu ele și sunt foarte. Da. Și reușesc să fac un echilibru între vicii, servici. Adică nici să nu viciile să mă omoare financiar. Ok. Sunt foarte mulți oameni care văd o evadare în aceste vicii. Eu nu spun că e rău să ai vicii. Nu spun că e rău să ai vicii. Pentru că. Să le ții sub control eventual. Da, da. Să le ții sub control e foarte important. Cred că toți oamenii au vicii până la urma urmei. Adică poate că mai fumezi, poate că mai bei un șpriț, poate că. Da, uite că e vorba de ocazii speciale. Că așa dacă și în momentul în care sunt ocaziile respective speciale, cred că te și bucuri mai mult de viciile respective. Da? Da. Una este să fumezi un pachet de țigări pe zi. Care, și alta e să fumezi două. Și alta e să fumezi două. La o ocazie specială. Uite, dimineața la cafea, pac, ai fumat o țigară. În altă perioadă din zi, la fel. Da? Ok. Indicat ar fi să nu. Indicat ar fi să nu. Și am să vă traduc și ce spune domnul psiholog. Este indicat să nu pentru că e posibil să mergi la păcănele, da, și să nu ai noțiunea de distracție. Să-ți bagi acolo tot apartamentul și toate economiile, să psihicul tău să nu ducă acest viciu. La fel cum este posibil să mergi odată să servești alcool și după aceea să-l servești toată viața. Corect. Să nu te mai oprești. Deci în funcție de nivelul care știți dumneavoastră că îl aveți fiecare și puterea care o aveți să vă opriți și să faceți, e foarte subțire granița între distracție și, foarte subțire fiind, și abuz. Da, este. Și cel mai bun exemplu este acesta, păcănelele. Da. Am văzut foarte mulți oameni care se duc la păcănele și ia de cap. Nu mai știu să se oprească, bagă toți banii din buzunar. La fel am văzut foarte mulți oameni care bagă o sumă mică, se distrează, câștigă, nu, pleacă acasă, nu iau așa în serios. Dar care e diferența, domnul Iosub, dintre aceste două persoane? Care e diferența? Eu zic că în primul rând, din ce am văzut eu ca observator de educație.
Educația în primă fază. În a doua fază este faptul că omul care merge la jocuri de noroc se duce acolo să investească bani. Nu se duce să se distreze. Tot în lipsă de educație, pentru că dacă ești educat și știi că acele jocuri sunt concepute de niște oameni ca să aducă profit unor oameni, exact așa este. Este clar că tu de acolo n-ai cum să iei tu profit, că profitul ăla este un aparat făcut să te distrezi cu el, poate să câștigi, dar în principal este făcut ca să aducă niște profit altor oameni, nu ție. De unde până unde atâta opulență? Da? Mergi la un casino, vezi acolo, ți se dă băutură gratis, ți se dau cine știe câte beneficii, plus tot felul de materiale de calitate, muzică, zgomotele respective sunt făcute tot de ordin psihic țin. Zgomotele pe care aparatele le fac, ruleta pe care o învârți și începe zarul ăla să se miște pe acolo și așa mai departe, astea sunt niște simptome de ordin psihic, da? Pentru că astea te atrag. Și plus că încă o chestie care e foarte interesantă, dar foarte păcat. Omul vrea să fie interesant. Omul vrea să pară mult mai interesant și mult mai important decât este de fapt. Cum spun romii, fala. Și nu numai, că nu sunt trebuie nu să numai te fălești ei. Cu ceva. Sunt și ei, dar suntem și noi români. Nu, dar le zic ca virgulă concept. Ei spre deosebire de noi, să știți că îl recunosc. Da? Spun da, noi suntem aici, mergem pe fală. Da, da. Care da. Ei cel puțin conștientizează, își asumă și sunt mândri cu această direcție a lor. Noi nu ne asumăm că targetăm spre a crea o imagine mai bună. Totuși vrem să avem o viață frumoasă, cel puțin din punct de vedere financiar. Vrem să arătăm familiei, vrem să arătăm amicilor, prietenilor că ne merge, nu? Pentru că de asta se duc oamenii în afară. Nu de asta. Și de asta se duc oamenii afară, să știe că ajung înapoi acasă, poate să facă cumpărăturile cum vor ei, își iau familiile, mai dau cadouri, mai fac niște grătare, niște ceaune și așa mai departe. Frumos, dar fiecare om are nevoie și de niște bănuți, are nevoie și de educație, are nevoie și de fix echilibru, că tot ne zbatem pe cuvântul ăsta. Echilibru pentru că de multe ori, uite, am avut pacienți, care pacienții respectivi îi mai întrebam dacă vedeam că sunt muncitori necalificați sau care aveau o meserie, na, un pic mai o meserie importantă, pentru că indiferent de meseria pe care o ai, tu ești om. Tu ar trebui eventual să fii om, că tot la fel e o vorbă în care se spune că multă lume, puțini oameni, da? Și îi întrebam: fumați? Da. Cât? E, un pachet. Un pachet. Și am mult. Mult un pachet. De ce? Pentru că dacă stăm să ne gândim, un pachet pe zi, da, înseamnă 26-27 de lei, 27 de lei pe lună ar fi unde aproximativ 700 și ceva, aproape 800 de lei. Păi da, 800 de lei, da? Având în vedere într-un an înseamnă... Nu contează într-un 10.000 an. 10.000 de lei. Da, înseamnă mult, dar nu contează într-un an, contează într-o lună, pentru că trebuie să se gândească omul: cât muncesc eu pentru a putea să fumez? Cât muncesc eu? Sunteți nefumător, înseamnă, după cum vorbiți. Sau fumați? Mai fumez ocazional. Fumez ocazional, pentru că la fel. Întrebarea este, pentru că iarăși ajungem la calitatea vieții. Fiecare își face calitatea vieții. Un nefumător față de un fumător are acei 10.000 de lei pe an în plus? Nu. E tot îi cheltuie pe cineva. Așa este. Dar uite că una este să ai un salar de 2000 de lei, 2500 de lei, 1500 de lei. Trebuie, da, să-ți permiți unele lucruri, da. Și să mergi, că e deranjant, să mergi să-ți cumperi un pachet de țigări în loc să cumperi strictul necesar pentru familie, că poate ai și copii, poate că ai de... Da, corect. Și eu cred că se pot face foarte multe lucruri în ceea ce ține de casa ta. Ajungem din nou la echilibru. Deci în casa ta, dacă stai și la țară și ai niște găini pe care le crești, ai niște căprițe, ai poate o văcuță pe care o crești și ai... Eu cred că se pot face multe. Nu te duce să iei o bere la 2,5 litri de la nu știu ce firmă.
du-te frumos, îți iei o bere mică, dacă chiar îți este poftă, dar ia și la copil ceva. Ia și la femeie, poate, că vrea și ea ceva. Pentru că tu ești un exemplu pentru copilul tău. Nici măcar nu ne dăm seama ce influențe majore putem avea. De asta am și spus că familia te poate distruge. Prietenii te pot distruge. Am spus că te pot distruge. N-am spus că te distrug. Da? Sunt cazuri și cazuri. Dar trebuie să conștientizăm cât de mare influență putem atrage sau potihni pe viața unui copil. Pentru că noi am putea fi niște exemple. Am putea fi, dar am putea fi și contraexemple. Și de obicei, în ziua de astăzi, copiii chiar sunt atrași de contraexemple. Era la un moment dat un interlop. Fructul oprit a fost totdeauna... Da, a fost mai interesant și mai gustos. Da. Chiar era la un moment dat un interlop din Iași, care făcea live-uri și așa mai departe. Avea o poziție anume în poze, avea o anumită tonalitate și anumite vorbe. Și vedeam după foarte mulți copii care îl imitau. Da? Dar cine l-ar imita pe nu știu, pe un om pozitiv? Hai că da, e foarte important că ați atins acest subiect, pentru că iarăși noi ne raportăm calitatea vieții noastre la ceea ce vedem. Este foarte important să știți că mulți dintre cei care îi vedeți acum în variantă online, făcând o felul de clipuri, expunând o felul de averi, de valori, de bunăstare, e foarte bine să știți că majoritatea au demonilor și se culcă cu demonilor, se trezește cu demonilor în suflet și e foarte posibil ca unul dintre acești oameni care expune opulență să aibă în realitate o calitate a vieții mai proastă ca a dumneavoastră. Vă duceți acasă, puneți capul pe pernă, dacă vă bate cineva în ușă la 6 dimineața, o să vă gândiți că ați inundat pe cineva, că v-a spart mașina, că nu o să vă gândiți niciodată la mascați. Calitatea vieții dumneavoastră s-ar putea să fie mult, mult mai bună decât acelui care exprimă și arată opulență și ați vrea să fiți ca el. Gândiți-vă de două ori. Și să ne gândim de asemenea că în momentul în care arăți, dar de ce să arăți de fapt? De ce trebuie să arăți? Pentru că dacă tu știi că ai, eu nu cred că mai vrei să arăți. Suntem ființe competiționale. Da, da. Trebuie noi să fim mai buni. Avem o discuție cu, să-i spunem, infractor celebru din România. El este în penitenciar și... El îmi spunea mie, ce bine este, uite de tine, ești liniștit, ești așa. Și eu pe partea cealaltă veneam cu argumente și spuneam, da, dar tu prin ceea ce ai făcut și banii care i-ai acumulat și ai rulat și sigur mai ai, tu este posibil ca într-un an de zile de-al tău să fi trăit viața cât am trăit eu în 20 de ani. Da. Deci fiecare, și râdeam la un moment dat cu el, că fiecare ne uitam... Tângeam viața celuilalt. Da, da, da. Spuneam da. Că uite, dar tu ai făcut, atâtea ai avut, atâtea ai trecut, rame, femei, bani, tot ce ai vrut ani de zile. Ceea ce n-am să fac eu în trei vieți. Și el spunea, da, dar eu acum sunt închis. Și râdeam la un moment dat când vedeam, uite cum ne uităm noi ca proști unul la altul. Dar știți că oricum nimeni, toată majoritatea, nu zic toată, vreau să diversific totuși. Oamenii mereu tind la ceea ce nu au. Uite, de exemplu, ai o mașină pe care poate la un moment dat ți-o doreai foarte mult. Ți-ai îndeplinit dorința de a avea mașina respectivă, mai trec o săptămână, mai trec două, trei, hai să zicem poate că trece chiar o lună, două, și după aia te uiți la alții și spui, uite, bă, pe asta, cu ăsta are altceva. Păi acum eu, scopul meu, pe lângă alte scopuri, e să-mi iau altă mașină, modelul mai nou. Că asta e și o chestie, e un joc. Asta e noi trăim și oricum într-o cușcă. E foarte important ce spuneți dumneavoastră. Ascultați ce spune domnul psiholog, este foarte important. E bine să vă găsiți echilibru și targetul. Eu sunt foarte dezechilibrat. Dar din punct de vedere a mașinii, ca dat exemplu, în sfârșit eu am o mașină veche, dar este o mașină care eu nu vreau să o mai schimb. Eu sunt foarte mulțumit cu mașina care o am. Asta înseamnă o creștere a calității vieții.
să ajungi la punctul în care tu să fii mulțumit și să nu mai vrei altceva de la un segment din viața ta. Ai ajuns la o mașină, la o casă, la orice, orice. Ai ajuns și spui, da, eu cu asta sunt mulțumit, nu vreau să o schimb. În momentul în care ajungeți la acest nivel, să știți că asta înseamnă, între ghilimele, calitatea vieții dumneavoastră. Uite, un subiect care mi-ar face foarte mare plăcere să-l discutăm așa rapid, pentru că nu putem să... Exhaustiv nu există subiectele acestea discutate. Da. E vorba și de persoanele care, de tot vorbeam despre calitatea vieții, își înșeală partenerii. Dacă ai început să fii într-o relație cu un om, vrei să-ți asumi ceea ce ai făcut? Vrei să fii omul ăla în care să știi că nu ai nicio muscă pe căciulă? Că ai femeia ta și faceți în așa fel încât să evoluați împreună? Pentru ce tot atâta, hai să mă duc să vezi ce fac, hai să mă duc acolo, hai să mă duc în partea aia, mă duc așa. Păi, pentru ce? Iarăși, calitatea vieții. Sunt foarte mulți bărbați care înșeală pentru că ei nu și-au trăit viața când a trebuit. Și femeii la fel. Și femeii la fel. Și pentru că ei nu au avut o calitate a vieții conforme cu vârsta, cu adolescența, cu atunci nu au avut calitatea vieții care au vrut-o, ei se translatează acum și devin niște libidinoși care la 50 de ani fac avansul la chelnerițe sau la sau niște doamne care numai că nu își pun plancard, caut. Da, 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 da. Deci tot de calitatea vieții depinde, pentru că pe tot parcursul vieții calitatea la care ne raportăm este alta. Diferă, sigur că dacă nu în adolescență, calitatea vieții pentru noi, pentru bărbați, înseamnă vânător. Vânător. După aia trebuie să se transforme în altceva. Dacă noi am sărit această etapă și ne trezim vânători la 50 de ani, deja suntem libidinoși. Da, e... Deja facem, stricăm calitatea vieții altora. Da, da, da. Uite, am început subiectul ăsta pentru că văd și cunosc multe, multe relații, multe cupluri în care... Poate nu s-au potrivit de la bun început. Poate nu se potrivesc de la bun început, deși nu cred că e neapărat. Și au mers pe inerție. Dar de multe ori se întâmplă să vor să pară interesanți. Atât să pară interesanți în fața prietenilor, să fie interesanți, să fie șmecheri. Da? De ce să pari șmecheri? Ți-a dat cineva ceva vreodată gratis? Ți-a dat cineva vreodată ceva gratis? Sau trebuie să muncești tu cu tine de când te naști până când mori, în așa fel încât să-ți fie bine? Da, se întâmplă. Se întâmplă să fie și cazuri în care primești. Dar în momentul în care primești, e posibil să nu te bucuri la fel de tare. Dar nu că e posibil. Ca ceea ce muncești. Ca ceea ce muncești. Pentru că, hai să dăm un exemplu de ăsta, poate un pic mare. Dar hai să-l dăm pe ăsta, că na, e exagerat, să rămâne în creier. Una e să primești 1 milion de euro pe care l-ai primit deodată și începi să spui, bă, dar vreau aia, vreau aia, vreau, 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 dă să fac și o afacere să meargă, afacerea nu îți merge, dai faliment, mai faci o afacere, dă faliment, că nu știi cum să gestionezi afacerea. Și alta e să faci 1 milion de euro. Da? Dacă ai plecat de la 100 de lei și așa ușor, 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 nu-i chiar ușor, ușor, dar na, dăm un exemplu. Îl faci, vei ști să-l controlezi altfel, vei ști să-l gestionezi altfel, vei ști poate să fii mai cumpătat în cheltuială și așa mai departe. Pentru că este vorba de cum cunoști să controlezi și să gestionezi. Ori controlezi tu lucrurile, ori te controlează lucrurile pe tine, atât la capitolul gânduri, cât și la capitolul emoții, cât și la capitolul fapte, cât și la capitolul acțiuni. Pentru că acțiunile ne fac. Există acțiune care are ca urmare reacțiunea. Nu există să fac astăzi ceva negativ și la un moment dat să nu mi se întoarcă ceva poate de 2 sau de 3 ori mai negativ decât am făcut. Da, suntem într-o lume în care exemplele nu mai sunt foarte clare pentru că ele pot fi trucate. Da, dacă da. Înainte un exemplu, dacă acum 50 de ani de zile un om exemplu era cel care
avea facultăți, avea un statut social. Era foarte greu să ajungi un om exemplu. Acum ai luat un telefon, te-ai filmat unde trebuie, cum trebuie, din ce unghi trebuie și cu ce mașină trebuie și devii un exemplu. Avem foarte multe exemple false. Foarte false. La care ne raportăm și ne diminuăm singuri percepția despre calitatea vieții. Pentru că raportându-ne la acești oameni, noi nu știm că cel care merge cu super mașina nu are de fapt și de datorie, el caută executori și el nu are casă în care să stea. Ne raportăm mai spune, am vrea și noi o mașină. Dar omul respectiv pentru mașina aia și-a sacrificat toată viața, și-a distrus toată viața. E foarte complicat din cauza acestor exemple care sunt trucate și ne raportăm la ele. Cred că cel mai bine ar fi să ne raportăm noi la noi. Și în momentul în care suntem mulțumiți cu scaunul pe care stăm, ăla este comod și nu mai vrem alt scaun, aia este calitatea vieții. Aia este calitatea vieții. Într-adevăr, aia este calitatea vieții. Atât timp cât ești bine cu tine, atât timp cât ești fericit, mulțumit, împlinit, în momentul în care ești într-o simbioză și cu cei din jur, da? Aia este calitatea vieții. Să fii fericit. Că chiar aveam o fază în care mereu când mă întâlneam cu oameni, da, îi întrebam, ești fericit? Și chiar la un moment începeau să facă așa, să râdă. Dar cum te-a întrebat, ești fericit? La care spunea, da, da, da. E, asta întreb, pentru că eu sunt curios dacă omul e fericit. Pentru că în momentul respectiv poți avea două, trei discuții și poate că chiar se va schimba starea omului. Măcar pe moment, dacă nu de tot. Este vorba despre niște pași, pentru că mai bine faci pași mici și siguri decât să faci pași mari, dar nesiguri. Și mai ales că pașii mari e posibil să te obosească. Nici măcar nu știi unde calci. Una e să faci pași mici, da? Alta e să faci pași mari și la un moment poate calci în gol, că tu n-ai știut unde urmează să calci. Nu? Da? Da. Timpul a trecut foarte repede. Am să vă rog să trageți ca o concluzie așa. Ce înseamnă calitatea vieții și cum am putea să o îmbunătățim ca o mică concluzie. Respectați-vă, iubiți-vă, înțelegeți-vă, cunoașteți-vă, educați-vă, alimentați corpul dumneavoastră sănătos, echilibrat. Înțelegeți faptul că noi suntem o mașinărie, de fapt și de drept, pe care și în mașină, da, dacă tot am vorbit despre mașină, și în mașină ai nevoie să pui un anumit tip de ulei, un anumit tip de antigel, un anumit tip de motorină, benzină, cherosen, gaz sau ce mai fi să fie. Contează foarte mult să pui preț pe propria ta persoană, pentru că dacă tu nu te respecti, nu vei respecta nici pe cei din jur. Și pe lângă asta, de ce tot spun, am spus de sport, pentru că te echilibrează cu adevărat, te învață să fii curat, te învață să ai o igienă, te învață să lucrezi în echipă, te învață să respecti disciplina și sportul. Viciile sunt într-adevăr, peste tot în jurul nostru, avem posibilitatea de a alege, cum avem și posibilitatea de a alege dintre bine și rău. Noi alegem ce vrem să fim cu adevărat. Vrem să fim un drăgușor sau vrem să fim un îngeraș? În general, parcă e mai interesant să fii drăgușor, dar uite că să fii îngeraș ai mult mai multe beneficii. Acum, dacă tot am vorbit de îngeraș și drăgușor, vreau să vă spun că eu chiar m-am băgat și în TSD Piatra Neamț, unde acolo e președinte Ciprian Boroș. De ce am făcut treaba asta? Pentru că vreau să schimbăm ceva. Vreau să schimbăm ceva. Poate reușim să facem în așa fel încât să oferim calitatea vieții atât nouă, cetățenilor, cât și oamenilor din jur, cât și animalilor, cât și mediului înconjurător și așa mai departe. Pentru că contează foarte mult să te implici. Pentru că dacă nu te implici, ce o să faci? Dacă nu te implici, o să se implice altul. Dacă se implică altul, atunci tu vei fi cel care stă acolo. De asta și recomand. Faceți tot ce se poate face în așa fel încât să-ți faci atât ție viața bună, cât și celor din jur. Atâta timp cât faci viața bună, bună, atât ție, cât și celor din jur. Că rea e simplu. Și la rău ai beneficii doar de moment. Da.
aș mai completa la ce a spus invitatul meu și a spus foarte bine tot ceea ce a spus. Învățați să fiți mulțumiți, căutați-vă un ideal pe care puteți să-l atingeți, să puteți să spuneți aici, mobila asta de bucătărie îmi place, nu mai vreau alta, scaunul pe care stau îmi place, nu mai vreau altul. Să reușiți să vă atingeți aceste limite și în privința viciilor, nu vă apucați decât de viciile care vi le permiteți financiar și pe care le permiteți să le controlați. Pentru că dacă ajung să vă controleze ele pe dumneavoastră, calitatea vieții dispare. Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența la această emisiune și vă voi mai chema să mai discutăm și alte subiecte. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur foarte tare că am participat astăzi aici, pentru că am avut o discuție cu adevărat benefică din punctul meu de vedere și cu cât ajunge la mai mulți oameni discuția asta, cu atât e posibil să înțeleagă fiecare în parte, în funcție de perspective, exact cum am vorbit, cum să facă în așa fel încât cu pași mici și siguri să evolueze. Vă mulțumesc frumos și eu fac datoria de familie să transmit mesajul străbunicii mele. Dacă nu știi să pierzi, ești pierdut. Învață să știi să pierzi. Învață să iei loviturile și să te ridici după ele. O zi frumoasă tuturor!